Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune la Pas prin județele Moldovei. În această seară dezbatem o temă dincolo de aglomerația urbană. Așa cum v-am anunțat și în promo pe pagina de Facebook, facem popas în această seară în comuna Rediu din județul Iași, iar invitatul meu nu putea fi altcineva decât primarul acestei comune, domnul Vasile Haidău. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit. Așadar, dragi telespectatori, încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări pe care le-am primit de la dumneavoastră, de la locuitorii acestei comune, dar să răspundem la multe întrebări pe care le regăsesc în toate administrațiile din întreaga Moldovă. Vorbim despre dezvoltare, vorbim despre realizări până la acest moment, despre infrastructură, cultură, educație și sănătate, de ce nu. Domnule primar, ca de obicei, am gândit să pornesc cu un citat și m-am oprit la Thomas Edison, care spunea atât de frumos: ceea ce ești se va vedea în ceea ce faci. Corect. Este și cazul primarilor în general și fiecare în parte își lasă amprenta pe locurile și prin administrația pe unde a trecut. Încercați și îmi spuneați și înainte să intrăm în platou că ați găsit la Rediu nimic. Așa este. Vreau să vă spun, să cunosc și chiar cetățenii comunei Rediu. În 2004, când am candidat la funcția de primar și am ieșit primar, Rediu era o comună uitată de toată lumea. Politicieni nu... Deci e o comună urâncătoare de băț de Iași. Nu exista curent stradal, nu exista drumuri, nu exista apă, nu exista gaz. Deci, 14 ani de zile, nu s-a făcut absolut nimic în comuna Rediu. Comună în hotar cu municipiul reședință de județ. Dacă cineva crede că eu mint, să vină și să-mi demonstreze cei care au fost la conducerea primăriei, ce au făcut până în 2004. Vreau să vă spun că în satele comunei Rediu, în 2004 nu intra salvare în sate, nu intra mașină de pompieri în sate, nu intra mașinile de poliție, ci intrau până la primărie. Mi-amintesc că la ieșirea mea în funcția de primar, în satul Breazul l-a făcut casă. A trebuit să le spompere mașina la stradă și să mergem pe jos în Breazul să putem strânge acea casă, acel incendiu. Deci asta a fost. Deci o comună la un pas de Iași a fost uitată de toată lumea. Și asta vă spun cu toată responsabilitatea, fără să fie jenă de mic, și cel ce crede că eu mint să-mi demonstreze că nu e așa. Nu ne-am întâlnit de ceva vreme și este firesc, după prezentarea dumneavoastră atât de concretă, v-aș întreba cum este comuna Rediu acum, după ce trecem de miezul verii. Comuna Rediu acum, vreau să vă spun, pentru majoritatea cetățenilor, cred că arată destul de bine și cred majoritatea cetățenilor sunt mulțumiți de ceea ce conducerea primăriei Rediu, împreună cu Consiliul Local, a realizat. Avem drumuri, avem apă, avem gaz. Acum am construit un drum de 2 km care face legătura între două drumuri județene. Vreau să mă refer la drumul din Breazu, de la Biserica Breazu, care trece pe fața școlii, stadion, drumul județean de J282, e păcurare. Deci un drum care toți cetățenii comunii asta satului Breazu va ieși în păcurare pe acel drum. Iar Iașul va putea fi decongestionat în cazul când se va întâmpla ceva în zona păcurare. Deci, și ceea ce s-a făcut, vreau să fim înțeleși că n-a făcut nici Consiliul Județean, nici partidele politici, acei bani sunt banii contribuabili, bugetul local. Să fie bine înțeles. În condiția în care vorbim despre un drum județean. Da, da. Doi, drum comunal. Deci, da. Drum, care face legătură între două drumuri județene. Da, corect. Așa. Dar acei bani sunt banii contribuabili din bugetul propriu. Am strâns 3 ani ca acel drum să fie și să arate așa cum mi-am dorit. Vreau să vă spun că lumea este mulțumită în zona respectivă. Nu o să-i mulțumesc pe toți deodată. Just. Unii spune că au dat Consiliul Județean, unii spune că l-au făcut drumul județenii. Unii cred că primarul să pui mâna pe lopată să fac șoseaua. Nu. Am făcut un drum acum, ați prins că e autostradă. Și chiar fac și vreau să invit pe toți cetățenii care vor să convingă că, într-adevăr, cu comuna Rediu arată cu tot altfel cum arăta în 2004.
Cu siguranță veți avea ocazia să invitați pe toți telespectatorii noștri care vizitează municipiul Iași și care ajung în zonă în perioada august, atunci când vor fi sărbătoarea comunei și festivalul de la dumneavoastră, dar vom discuta mai târziu despre acest lucru. Aș vrea să rămânem pe infrastructură, pe proiecte încheiate și proiecte în derulare, domnule. Deci acum vreau să fac pe licitație directă drumul care duce la Biserica Adventistă. Eu nu fac discrepanță între ortodox și adventiști, fiecare crede în ce vrea. Așa este. Și am promis la cei oameni că voi face drumul asfaltat până la adunarea acolo unde se adună adventiștii. Și aia sunt cetățenii comunii noastre, sunt contribuabili comunii noastre și încercăm cu orice preț să rezolvăm și problema lor. Pentru că s-a betonat la bisericile ortodoxe, ei săraci au văzut că la noi s-au făcut și vor și ei. Oricum, acum chiar dacă nu vineau ei la mine, eu aveam un plan să fac și la ei. Dar nu se poate face totodată datorită faptului că comuna, așa cum am spus la înainte de a începe emisiunea, este o comună dispersată. Și ne dorim ca în fiecare sat al comunii să realizăm ceva. Și ca atare sperăm că vom realiza multe lucruri frumoase de aici încolo, să aduc la cunoștință cetățenilor comunii noastre, că am scos din extraviran în intraviran 400 de hectare teren agricol, au venit orășenii, au cumpărat teren, au făcut bile, case mari, piscine, blocuri și multe altele. Deci vor veni și multe alte realizări. Avem un plan acum pe Valea Regiului, la deal de Iazus, care este apele României Iazul, dar terenul este al primăriei Redu, un grup de 9 cetățeni italieni, împreună cu 2 cetățeni români, vor să facă un mare spital pe malul Iazului de pe Valea Redru. Ce frumos! Acel spital, dacă se va realiza, vor crea locuri de muncă, vor aduce bani la bugetul local, comuna se dezvoltă mult mai puternic va fi. Ca să nu spunem și de alternativa medicală pe care o vor avea cetățenii. Cei ce mi-au spus cetățenii italieni, împreună cu doctorii medicii noștri din Iași, a spus că 4 spitale sunt în Europa pe care îi doresc ei să-l facă aici. Vă dați seama. Spune că ar fi nevoie de 3.000 de locuri de muncă până la ridicare la finalizare. Spital, până la finalizarea spitalului. Deci îmi doresc așa ceva, Consiliul Local a fost de acord, am fost la licitație vreo 14 hectare, vom da publicitate. Cine vrea să fac ceva medical, cu mare plăcere, așteptăm la noi în comună și voi fi persoana care sprijin investitorii care vin în comuna mea și care doresc să facă ceva viabil pentru comuna mea. Este foarte important, domnule primar, pentru că vorbim despre o comună care e lipită, efectiv are trup comun cu municipiul Reședința, așa cum este și Miroslava, cum este și Tomeștiul, cum sunt Lețcaniu, comune care, până la urmă, au nevoie și de susținerea, eu știu, a Consiliului Județean și... Corect, orice comună, cât de dezvoltat ar fi, are nevoie și de Consiliul Județean și de cei de sus de la ministerie. Absolut. Corect, nu. Pentru că am discutat despre investiții și pentru că aș vrea să prezentați proiectele pe care poate că acum le derulați. Ați spus că ați adus gaz, că s-au făcut drumuri. Chiar mi-a scris o telespectatoare, dacă nu mă înșel, pe pagina de Facebook. M-a rugat să vă întreb dacă aveți în vedere să branșați și satul Horlești la gaz. Deci noi am făcut toate demersurile. Pentru a realiza acest obiectiv, mi s-a trimis un răspuns apoi de la District Gaz Mediaș, în care s-a spus că investiția de 12 miliarde de a investi în punta de gaz Horlești este prea mare și nu să merită să trage conducta acolo. Am insistat și a venit avizul înapoi iarăși. A venit alt răspuns, ne-a venit că ni se aprobă, să o dea în concesiunii unei societăți și am trimis la Ministerul Economiei pentru a rezolva problema. Sper că în acest mandat al meu, când noi plecăm din acest mandat, că nu cred, nu mai candidez, când noi plecăm din acest mandat, vreau să fie și Horleștiul racordat rețeaua de gaze naturale. Și cu siguranță sper că va fi rezolvată problema. Deci am promisiuni că se va rezolva. Asta este foarte bine. Da. Și pentru că încerc să galopez printre subiectele unei administrații, nu este deloc ușor să încerci să le
perii așa și să discuți câte puțin din toate. V-aș pune o întrebare generică, domnule primar. Care sunt vulnerabilitățile zonei și ale comunei Rediu? Doamne, vreau să vă spun că în comuna Rediu deja e căutată de multă lume bună care vor să investească. Și asta pentru a investi în comuna Rediu orice. Cum v-ați spus de spitale, pensiuni. Nu, eu m-am referit la vulnerabilități, adică problemele. Acolo unde dumneavoastră aveți probleme și au și locatarii. Știu că aveați probleme cu un proiect în care ați investit. Bine, alea problema cu măsura 3-2-2. Alea, ca și cum n-ar mai fi de acum, nici n-ar nu mai fi cazul să mai imitez de el. Sunteți optimist. Pentru că acel proiect deja a căzut. Dar trebuie să înțeleagă și cetățenii. Deci trebuie să înțeleagă. Noi am avut un proiect pe măsura 3-2-2, așa cum a spus înainte de emisiune, care l-a dat eligibil, dar fără finanțare. Ce-i drept? A venit cineva la mine un ziarist și m-a întrebat dacă cred în banii în proiectele europene. Drept să vă spun, m-am cam dezamăgit. La cele mi-a dat eligibil, dacă tu nu mi-ai dat finanțare la el. Cum m-aș da la facultate, reușești nu iau pe loc. Nu e posibil așa. Eu am cheltuit o groază de bani cu acest proiect. Cu banii ei făceam altceva. Dar vreau să vă spun că nu mă opresc aici și nu mă mai face proiecte. Vreau să vă spun că avem proiect la alimentare cu apă, care a fost pe bani europeni. Bază multifuncțională care a fost pe bani europeni. Nu cum am înțeles alții că primarul de Rediu nu vrea bani europeni. Au greșit, au înțeles greșit. Vrem, dar am fost dezamăgit datorită faptului că acel proiect a fost eligibil, dar fără finanțare. Păi, domnule primar, și tot spuneau că primarul este capabil să facă proiecte. Păi faci proiecte, cheltuie o groază de bani și după aceea nu mai este valabil. Și vine cetățeanul și vin organele abilitate și te întreabă de ce ai cheltuit banul meu și s-a dus. Sigur, dar cetățeanul pe sticlă vede și spune la televizor, domnule, ai văzut banii europeni, domnule. Deci nu e banii europeni, domnule. Da. Dar să nu creadă cetățeanul că chiar așa simplu se banii europeni. V-am spus, dacă ăla au fost eligibil, a fost un proiect extraordinar de bun. S-a muncit la ora noapte, la ora două noapte, munceam la el proiect cu firma respectivă. Mă sculam, mă ziceam, semnează toate documentele, că trebuie înainte să ajung la... Și ca atare sunt mi-au de ei cu aprobare. Și am întrebat toți parlamentarii. Domnule, ce s-a întâmplat? Care era? Toți dădeau din număr. Nu-l mai dădeam eligibil, îl dădeam respins. Știu că nu era bun, domnule, și-l respins. După aia îl ții acel proiect, îl faci și după un an de zile, dacă treci, îi faci reactualizarea proiectului. Mai cheltuie o sumă de bani și să vezi dacă acel proiect merge. Asta e problema. Aici sunt vulnerabilitățile. Pentru că nu sunt oameni care să gândească că acel proiect, dacă a fost bun, trebuie să-l dea aprobat. Asta. Nu că nu voi face proiecte în continuare. Păi sau nu, fără bani europeni și fără bani locali... Nu voi credi în proiecte. Nu voi încerca să aduc bani europeni. Voi încerca pe orice care să aduc bani europeni. Dar ceea ce a fost mai acus la mine în comună, vreau să vă spun, conducta de gaz, apa, lumina, asta vrea omul. Omul la țară nu vrea. Apă, drumuri, lumină. Asta e scopul. Ceea ce le-am realizat. Mai auzit câte un cetățean că spune, păi, care vine acum la mine în comună, păi am fost în Cutare Roșilor, am fost asfaltat peste tot, domnule. Măi, oameni buni, acolo e o comună de 1200 de locuitori. A fost un primar PSD, i-a dat PSD-ul bani și a asfaltat toate drumurile, domnule. Dar la mine am o comună pe 1000 și ceva de kilometri care e dispersată. Păi vă dați seama că în fiecare comună, nu se vede tot ce fac în fiecare comună. Dar vreau să vă spun, orice cătun în comuna mea, la ora actuală nu există să aibă apă. Deci în orice cătun din comuna Rediu avem apă, mai avem mici remedieri cu mici extinderi către unii locuitori care sunt mai la marginea satului. Vorbim de elementul vital, apa. Și vom realiza și aceste obiective care încercăm să luăm legătura cu apa vitală, că avem programul pe mediu cu apa vitală și încercăm să luăm legătura cu ei, să putem realiza și pe cei oameni care stau mai la marginea satelor, să le ducem condusa de apă, să nu sufere că n-au apă. Domnule primar, am traversat o primăvară capricioasă. O primăvară care ne-a arătat că există și excepții de la regulă și că poate veni iarna în plină primăvară călduroasă și au fost afectate atât culturile de pomi cât și viță de vie și nu numai. Comuna Rediu a suferit... Toate comunele care au fost afectate de aceste evenimente neplăcute și îngheț și zapadă
Toate au fost afectate. Și în general au fost afectate pomii. Nu vorbim într-o ceas rău, la vie, via este foarte frumoasă. Chiar și o parte din pomi a fost menținut, dar nu toți pomii au căzut. Deci, deocamdată, cetățenii comune noastre sunt mulțumiți de ceea ce s-au realizat anul ăsta. Față de evenimentele prin care au trecut. Ceea ce au fost, sunt rezultate foarte bune. Vreau să vă spun că societățile respective care spirează comunii rege acum, anul trecut de 500 de kg la hectar de grâu la cetățeni, iar acum de 700 de kg. Dați seama, pâine există. Deci cetățenii suntem țărinate. Asigurați. Suntem asigurați de pâine. Nu mai vorbim iar pe rumbul. Dacă îl păzește Dumnezeu până la, așa, până la pâine la ambar, în coșerie, este extraordinar. Este un an, eu zic că este un an foarte bun. Cu toate evenimentele neplăcute care au fost. Da, și vara care a asigurat care vară, că spre mirarea tuturor la apa. O vară săcetoasă, uite că n-a fost chiar o vară săcetoasă. A fost o dată apă atunci când trebuia. Da, așa este, pentru că mulți cărcotași spun, o săptămână de caniculă, dar până la urmă e miezul verii. Dumnezeu decide. Așa nu știi tot ce este. Ați văzut că în august va fi un an săcetos, nu va fi apă, va fi săcetă, va fi... Nu, uitați-vă că ne-a dat Dumnezeu de toate ce trebuie să ne dea. Și lumea este mulțumită de ceea ce este. Asta este foarte bine, domnule primar. Și, Îngerea cu care am stat de vorbă, eu care am stat cu oamenii care am stat, i-am chiar întrebat cum stau cu recoltul, domnul primar, dacă ne păzește Dumnezeu, nu mai vorbim de vinul. Vinul e extraordinar de va fi. Este un an bogat, un an cu rod frumos, bucuros pentru oameni, mulțumim pentru oameni. Da. Domnule primar, pentru că spuneați puțin mai înainte despre drumurile comparativ cu altele care sunt asfaltate, mai există în Comuna Rediu drumuri de pământ, drumurile acelea care în clipa în care plouă cu găleata se înfundă deci, și... la mine în comune nu mai există drumuri de pământ. Dar sunt ce trebuie? Trebuie și alea reparat un pic pietruirea. Piatra nu prea ține. Eu am decis că următorii ani să nu mai bag piatră, să încerc să merg pe asfaltare sau pe betonare. Ce se întâmplă? Betonarea este mult mai ieftină, dar să folosești acolo unii sunt locuri mlăștinoase, betonul. Iar unii sunt locuri buni pentru a construi drumul, cum ar fi, poate să pune bitumul, asfaltul. Deci aș încerca, dacă fac un kilometru de drum, să-l fac din bitum sau beton. Că piața se macină, se face găuri, ia apa la vale, se duce. Dar omul nu mai e răbdare. Omul tot vor odată, nu se poate odată, nici sub o formă. Oricât aș încerca eu, le-am spus și le spun și chiar prin intermediul dumneavoastră, le-a adus la cunoștință. Cei care au o problemă, care s-au venit din Iași la noi în comună, s-au stabilit în comuna noastră, fac un tabel nominal, cei de la blocul Breazu, să fac un tabel nominal, să vină la Consiliul Local, noi să facem un proiect săl, să încercăm să demărăm cu un proiect, durează 3-4 ani. Nu creadă că bate din palmă și să fac proiect. Și facem proiectul. Da, nu. Oamenii săraci, eu trebuie să trăiască în condiții și vreau să-i ajut. Și ce problemă au? Care stau viresc în comuna mea, să aibă niște drumuri bune, să aibă condiții decente în comuna Rege. Așa este. Da. Pentru că, așa cum spuneați și vis-a-vis de culte, cetățenii sunt egali în drepturi și așa cum au obligația de a plăti, să aibă și posibilitatea să primească atenție din partea dumneavoastră. Ne apropiem de pauza de publicitate, domnule primar, dar aș vrea să vă întreb care sunt oportunitățile pe care dumneavoastră, aparatul administrativ și Consiliul Local Rediu le aduc tuturor celor care vor să vină în zonă, atât ca și locuitori, cât și ca investitori. Dacă am spus de gaza, apă, lumină, au de toate. Deci la mine în comună, dacă vin, în Breazul, Rediu, în general, ce mai avem, Horlești. Deci au toate condițiile în care și toate oportunitățile de a veni în comuna Rediu. Este o comună aproape de Iași, este o comună nepoluată, o comună frumoasă, o comună care, într-adevăr, se poate muta cu mare drag. Care îți poate asigura și condițiile de trai și condițiile de investiții, dar și condiții de agrement. Obligat. Și eu sunt persoana, am spus, care încerc să ajut pe cetățenii care să stabilesc la mine în comună. Mai greu, nu se poate chiar toate odată rezolvat, dar încercăm pe orice caz să-i ajutăm pe cei cetățeni care s-au mutat în comuna noastră.
Pentru că spuneați și este vizibil cu ochiul liber că au venit foarte mulți ieșeni, foarte mulți cetățeni și au făcut locuințe în comuna dumneavoastră, e clar, populația este în creștere. Vreau să vă spun că în 2004 numărul de locuitori al comunei Rediu era de 3300 de locuitori. La ora actuală avem aproape 7000 de locuitori pe câteva persoane, nu mai vorbim de cei care nu au reședința pe raza comunei Rediu. Deci ne apropiem în jur de 10000 de locuitori. Deci comuna Rediu este o comună în dezvoltare. Se va dezvolta și ne vom bucura de roadele muncii noastre de aici încolo. Asta e. Pentru că întâi am investit, am dezvoltat ca să pot să am cu ce porni să fac investițiile bucurii care sunt necesare. Și pentru că este firesc, întrebarea se leagă de creșterea populației, la capitolul copii, domnule primar, școală, grădiniță? Școala în piraza comunii, am un număr de 454 de elevi, plus cei care sunt la grupele de grădiniță și sunt jur de 500 și ceva de copii. Vom dezvolta care, subiectul, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu subiectul educație. Corect. Și copii. Publicitate, revenim. Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, precizez că în această seară invitatul meu în platou este domnul Vasile Haidău, primarul comunei Rediu, și vorbim despre o comună în hotar cu municipiul Reședință de Județ, cu municipiul Iași, o comună în continuă dezvoltare și, așa cum vorbeam și înainte de pauza de publicitate, cu o populație în creștere și, de ce nu, cu o educație în plină dezvoltare, domnule primar. Da. Cum stă rețeaua de școli și grădinițe? Vreau spuneați? Să vă spun că am finanțare acum pentru o școală nouă, cu 4 sali de clasă, cu o sală de mesă mari și finalizarea grădiniței din satul Horlești. Am primit în jur de 5 miliarde de lei bani vechi pentru grădinița Horlești și 26 de miliarde vechi pentru școala din comuna Rediu. Deci până la sfârșitul lunii lui noiembrie trebuie să demarăm, să facem toate demersurile, să mergem la București pentru semnarea cererii de finanțare. Asta este foarte bine. Da, copiii, vreau să vă spun că sunt împreună cu doamna directoare, am rezolvat lucruri frumoase școală. Cred că n-are Iași școlile care le avem noi și chiar fac apel tuturor care vor să viziteze școala cu mare plăcere. Avem rețea de calculatoare în toate școlile din comună, avem apă, grupuri sanitare în școală. Aia este satul Tăutești, care intra de vârf, trebuie finalizat grupul sanitar, dar mai greu, pentru că am făcut un proiect și proiectul a ajuns la 1.200.000. Nu se, pot să vă spun, justifică nu acei se justifică bani, cheltuiala. Acei bani de 1.200.000 să bag la un număr de 20 de copii acolo, vă dați seama. Da, da. Dacă încercăm să vedem alte soluții, să facem niște grupuri sanitare mai mici, dimensiune mai mică pentru numărul de copii, că e prea mare ceea ce a făcut proiectantul, e prea mult și prea scump. E chiar pentru cel mare. Da, cel ce a venit să facă licitația la acel grup sanitar la satul Tăvătești, și-a făcut și calculele lui și văzând că așa, nu, o renunța de a mai face acel grup sanitar. Asta e. Ca să bagi 2 metri de temelii. Cu fier acum, vă dați seama ce înseamnă asta, nu altare, iată că altare. O să încercăm cu forță proprie să facem un grup sanitar pentru cei copii din satul Tăutești să nu mai iasă iarna prin viscu sau prin ploaie afară. Domnule primar, eu cred că printre vulnerabilitățile tuturor administrațiilor, cel puțin din județul Iași, se numără și gunoiul menajer. Da, atât preț cât și colectarea gunoiului. În special vreau să vă spun și să aduc la cunoștință cetățenilor comunii Rediu că gunoiul salobrii sunt lasă de dorit. Sumele sunt foarte mari. Da, se plâng toți primarii din zona. Luna trecută mi-a venit 40.000 factura pentru salubritate. Până acum ne taxa la pubelă 18 lei pubela, acum ne taxează la metru cub. Ei, vă dați seama că jumate din bugetul local, dacă nu chiar mai bine, trebuie să-l dau la salubris. Nu știu ce am să facem, chiar voi organiza o adunare populară cu cetățenii comunii Rediu, le voi aduce la cunoștință ce aici se întâmplă cu salubrisul Iași și vom încerca să vedem ce putem face.
nu știu, dar trebuie vorbit și la nivel central și la nivel aici de județ, văzut ce se poate face în stil, nu se poate să iau eu la o bătnic, să o oblig să-i pun taxă pe gunoi, e salubris, taxă salubris. Bătrânii care are 87-85 de ani și o să-i cer taxă pe gunoi să-i dea o bătrânică într-o pensie de 5200. Vă dați seama ce e aici. Vin copiii și mă întreabă, dar pentru ce eu prelu mama treaba asta, nu? Deci e o treabă care nu trebuie neapărat să fie rezolvată la nivel județean și chiar la nivel central. Nu se poate așa ceva. E exagerat de mult gunoiul. Deci salubrisul lasă de dorit. Și toți primarii din jurul Iașului, nu este salubris, sunt nemulțumiți de salubris. Acum am mai scăzut un pic cu taxa aia pe mediu, știți, o dat înapoi legea până în 2019, că era taxa de mediu, 8%, da. Ceva, așa. Ei, și acum o dat înapoi legea și să zicem, poate să mai scadă un pic, dar mult nu văd. Păi, dar îmi dă omul pe o pubelă de gunoi de aia și de 50 de lei. Vă dați seama, domnule, 500 de lei. Sau ce fac? Pun taxă pe numărul de persoane. Nu, e exagerat, nu știu, trebuie găsit o soluție la nivel de județ și la nivel central. Aici domnule primar, știu că ieri a fost o ședință amplă cu zona metropolitană. Zona metropolitană. Sincer să vorba fiu... Vorba aceea, sunteți sincer membri. Sincer să fiu, nu sunt mulțumit de zona metropolitană. Nu sunteți singurul. Nu, zona metropolitană este aici pe municipiu. Domnul primar Chirica este președintele zonei metropolitane, totul se vorbește de municipiu. Dar de comunele din zona Iașului, care sunt în zona metropolitană, nu se amintește nimic. Când amintești de zona metropolitană, cotizația, da, când amintești de zona metropolitană, te referi la cele 18 comuni care fac parte din zona metropolitană. Gândim împreună ce proiect facem. Cum mergem împreună? Vorbim transport. Hai să vorbim transport pentru toată zona metropolitană. Just. Hai să fie avantajos și pentru comunele din prejurul Iașului, să fie avantajos și pentru noi Iași și pentru Consiliul Județean. Deci asta aici trebuie gândit. Dar așa că îmi pun accentul numai pe Iași, voi băga autobuzii pe Iași, îmi băga pe trasee elicotarea de autobuză, dar zona metropolitană numai cum umire. Și că atare pe mine mă dezamăgea și zona metropolitană. Nu vă spun cinstit. Nu. Da, vă mărturisesc că sunt mai multe zone în Moldova, inclusiv la Suceava, am înțeles că au aceeași problemă și poate că dumneavoastră, primarii, care sunteți forța zonei metropolitane, ar trebui să vă puneți, să așterneți pe hârtie toate problemele, realitățile comunităților dumneavoastră și mințile luminate, specialiștii, să facă în așa fel încât să soluționeze toate aceste probleme, pentru că inclusiv colectarea gunoiului menajer, transportul public în comun, transportul metropolitan, despre el vorbesc, și toate celelalte, drumurile, acel spital regional de urgență care însemna foarte mult pentru zona metropolitană, autostrada și așa mai departe. Vreau să vă spun de ce frumoasă zonă ar fi transportul în comun, zona metropolitană. Rediu, Breazul Rediu, Rediu partea de jos, Valea Rediului, Păcurari, Bila, Biblioteca Centrală. Vă dați seama, circuit frumos. Absolut, și pentru cetățenii care parte, vizitează parte, zona Iașului. Și ar fi avantajos, da, plus de asta, v-am spus, ar fi bine pentru toată lumea. Dar așa să amintești numai de Iași. Și noi pătim acotizații. Nu mă încălzește de ea de asta, spun ce vreau. Domnule primar, încă o vulnerabilitate a administrațiilor în general, dar în Moldova și în județul Iași, pentru că astăzi suntem în județul Iași, sunt câinii fără stăpân și cei cu stăpân, pentru că dacă stăpânii nu și-au sterilizat ceea ce au în curte, nu au microcipat, nu au înregistrat în REX, deci, când se mulțesc? Problema când este o problemă acută și numai la mine. Problema când este în tot județul Iași, toată țara. Eu am contract încheiat cu Salubrisul, ce-i drept, am mai colectat din ei, i-a dus la padoc, la Tomești, vreun jur de vreo 40 ceva de câini. Dar vă dați seama, în câmpul liber, ca să prinzi un câini foarte greu, indiferent cu pistolul tot ce ai, nu-l prins. Plus de asta, oamenii se opun. Oamenii îi bag în curte, seara le dă drum afară. Și se opun și fac scandal de ce iei câini. Păi, pe partea aia altă se plânge că-s periculoși și le frică de câini, și partea aia altă ea răbăsește. Da, domnule, doar noi nu-i ducem la omor de acolo. Nu-i omoară nimeni. Ea, le dă mâncare, le ducem padoc. Trebuie să înțeleagă și omul că
mi-e miră și mie de animale, să nu crezi că mie, dar și eu am animale acasă. Domnule primar, dar până la urmă cetățeanul trebuie să înțeleagă că este obligat conform legii să-și înregistreze în registrul de evidență a câinilor cu stăpân, câinele din curte, să-l microcipeze, să-l sterilizeze și atunci nu va mai crește numărul câinilor vagabonzi. A intrat într-un sat Horlești cu o bătrânie care are 7 câini. Aoleu. Și la fiecare câine are cușca lui. Eu apreciez aici. Știți, am apreciat-o foarte mult. Dar în schimb să o le dăm afară, pe drum. Și nu-i bine. Absolut. Și am văzut la cunoștință lui bătrânie. Și eu criptăm la animale și eu iubesc animalele. Dar nu-i mai dăm afară. Sunteți de fericitat că țineți acești 7 animale în curte, dar nu le mai dați ziua dăm afară. O altă problemă mai acută care ar fi decât câinii. O invadat satele din județul Iași pulpile. Da? Avem treabă cu vulpile. Iată că avem viclenele. Wow, leu, s-au mulțit vulpile. Deci am făcut adresă la Direcția Sanitară Veterinară, am făcut la AJSPR-ul ăsta, Asociația Vânătorilor. Au mai venit, au mai încercat să meargă la bizuină, să le prinde, n-au voie să le împuște. Nu poate să deschidă foc în comună. Dar s-au umplut comunile, chiar în țară am văzut. Am văzut și fost televiziune. Se vorbește de vulpi la greu. Vulpile au invadat satele comunilor. Da, iată o problemă. Domnule primar, timpul trece și aș vrea să discutăm despre rediu cultural. Știu că urmează foarte curând să aveți zilele comunei și un festival al sipetului bunicii. Da. E meritoriu acest lucru pentru că sunt comune care deja au pierdut patrimoniul acela cultural și folcloric. Vreau să informez cetățenii, după cum știu, că prima duminică după Sfânta Marie, asta fiind data de 20 august, va fi sărbările Comunii Redi și cu acel festival Săpetul Bunicii, Lada Bunicii, ca să fiu înțeles, nu întreagă Săpetul. Lada Bunicii. Nu Sipetul, ci Sipetul. Da, va veni o formație de soliști vocali din Republica Moldova, va fi Igor Cuciuc, care va cânta la Redu și restul Iași, Suceava și așa mai departe. Deci vom avea un grup de vreo 11 soliști vocali care vor veni la ziua Comunii Redu. Pe data de 20 august, pe această cale fac apel tuturor cetățenilor și fiilor comunilor satului să fie prezenți pe data de 20 la sărbările Comunii Redu. Cu această ocazie vor vedea și acel drum care am spus, acel drum între două drumuri de țene, să vedeați cât de bine vor iese să acolo unde se face serbarea și trebuie să gândim că pe coasta respectivă acolo, pe Valea Redului, în direcția spre Iași, va fi un număr de 300 de case. Vrem să scoatem din pășunii câteva hectare de teren, să dăm locuri de casă pentru tineri căsătoriți, pentru că alte locuri nu avem și numai așa putem rezolva problema tinerilor pentru locuri de casă. Deci acolo, în zona respectivă, unde s-au crosteaua, există gaz, există apă, există stradă, deci va fi o zonă nemaipomenită. Iar de ziua comunei ne vom mândri cu toți alături de cei cetățeni care vor fi alături de noi. Domnule primar, acel festival Sipetul Bunicii în ce constă? Va fi o expoziție de port popular? Expoziție de port popular, expoziție de mâncăruri tradiționale, plăcinte de palimbrâu, va fi... Și vă invităm cu mare plăcere dumneavoastră la ziua comunii, să fiți alături de noi, pentru că va fi o zi frumoasă și sperăm ca împreună să scoatem la bun sfârșit acest obiectiv care... Acest eveniment și de ce nu după aceea să aducem și telespectatorilor imagini de acolo? Păi da, vreau să facem un proiect, ne reasăm proiectul tradiție, mâncăruri tradiționale, să putem relaxa, să putem dezvolta comuna în problemele tradiționale. Este foarte important, domnule primar. Deci nu vreau să dispară porcorul. Folclorul, tradiția vor să rămâne așa cum a fost odată. Aveți și valori ale folclorului, ale muzicii ușoare, ale zonei? Avem copii talentați, avem copii care, într-adevăr, ne fac cinste în alte județe, în altă țară. Deci avem
copii care... Este foarte frumos și vă mărturisesc că sunt mândră de fiecare dată să prezint telespectatorilor din întreaga Moldovă că, iată, județul meu, județul Iași, are copii talentați. De un an și ceva o prezint pe Petruța Sacar, care, iată, a urcat pe scene internaționale. Corect. Un copil de 9 ani de la Ruginoasa. Iată că la Radio sunt, la Miroslava sunt, peste tot sunt copii talentați, la Lescani. La fel, este o fetiță foarte talentată și de ce nu, iată, la Bălțați o avem pe Ana Maria și așa mai departe. Suntem mândri că acești folcloriști, acești interpreți de folclor din zona noastră vor avea o generație de schimb. Ne vor reprezenta în țară cât și peste otari. Este mândria noastră. Bun, băieți, adică, în general, primarii se ocupă de așa ceva, știți. Da, e foarte primarii bine. Primarii se ocupă de tradiții, de folclor, nu vrem să despară aceste obiceiuri. Și noi am crescut cu aceste obiceiuri și vrem să meargă mai departe. Domnule primar, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, v-aș întreba care sunt perspectivele? Pentru că discutam și în pauza de publicitate, mai că ați fi încadrat-o la vulnerabilități, problema canalizării, dar știu că aveți vești bune pentru locuitori și despre acel drum care deci va lega. Deci perspectivele care le avem sunt legătura de la Breazul, care trece prin satul Breazul, Rediu, Horlești, Gropnița, Movileni, Focuri, Pașcani, va fi un drum de centură, care va fi și cu canalizare, deci Breazul, odată cu drumul respectiv, se va face și canalizarea, iar de pe Valea Rediului spre pădurea Murzăști, ca să înțeleagă lumea, pădurea care duce spre Horești să înțeleagă, că nu știe toată lumea că e pădurea Murzăști, este un cartier rezidențial în care, în, la jumătatea la 2018, conducta de canalizare va fi în acel cartier rezidențial. Deja e la intrare în comuna Rediu. A fost o problemă cu bani, că suntem pe proiect european cu apa vital. A fost o problemă, s-a stagnat cu banii de a mai continua cu acele canalizări. Iar sperăm că în primăvara viitoare să se apuce de lucru și să finalizăm acel obiectiv, canalizare care duce la, la cartierul de blocuri de la pădurea care duce spre Hălești. Este foarte important, pentru că a spus că se va întinde pe o suprafață de 12 km. Da, este. Și avem alte proiecte în continuare care le-am înaintat și acum la București, la Ministerul Dezvoltării. Dar nu s-au aprobat. Care am vrut să facem în toate satele comune. Deci să facem canalizare. Avem apă în toate satele comune, dar nu avem canalizare în toate satele comune. Da, și este că greu. O fost unii care îmi pune probleme. Domnule, de ce trasă apă dacă nu ai canalizare? Măi, oameni buni, așa e de români. Întâi îți dau pentru apă, după aceea pentru canalizare. Nu este vina mea. Și eu nu puteam să le fac niște bani, să nu iau banii să trag apa. Corect, de și seama. Să nu dezvoltat. Până dar, la urmă, elementul vital este apă. Nu te juri cum ce-ai tras. Dragă, dacă nu ai apă, nu poți trăi. Canalizarea, poți să-ți faci o fosă, septică sau să o cumperi, poți să o faci, dar apă, apă, nu poți trăi. Asta e situația. Dar, bine, omul nu poți să-l mulțumesc pe tot, chiar cu vrei și canalizare, vrei și apă. Domnule, în timp se vor face toate. Eu nu pot să promit că fac o dată tot. Și nici în familie, dacă ești acasă, și niciodată nici în familie nu poți să le organizezi și să faci în așa că să te faci toate odată. Tot treptat. Ai bani anul ăsta, faci ceva, nu, hai, faci la anul viitor. Domnule primar, pentru că discutăm despre o comună aici, la hotarul Iașului, și pentru că, iată, evoluăm și suntem în Uniunea Europeană, firesc vă pun întrebarea despre siguranța cetățeanului. Și aici mă gândesc atât în ceea ce privește siguranța cetățeanului fizic, dar și în ceea ce privește iluminatul stradal și celelalte modalități. Uitați-vă, acum noi facem un contract cu o firmă în care vom baga camere la vedere toată comuna. Asta deci, este foarte da, bine. Da, la școli, primărie, sunt sat, terenul de sport, terenul de parcuri de joacă, se distrug prea tare. Sunt tineri de ăștia până 16 ani care îți spus pe, pentru a distruge, nu pentru a face ceva bun. Nimeni nu-i contra să nu stea pe o bancă în parc, o fată să discute. Dar ei se apucă și vandalizează, sparg, dirup, devastează. Nu este bine ce aici se face, pentru că cred că face mie rău, nu face mie rău. Face copilor rău, părinții copilor le face rău, bătrânilor care stau în satele de autobus și plouă, strâng ca cele cabine, nu au grijă. Nu știu, trebuie, m-am spus, ce aici se întâmplă, nu mai este poliția care a fost odată. Poliția face 4 ore, asta 8 ore, după 8 ore pleacă
acasă. Sâmbătă la duminica este liber. Infractorii sunt da. Liniștiți? Infractorii sunt liniștiți, n-au nicio treabă. Sâmbătă la duminica sunt liberi polițiștii. După câte am înțeles, numărul de poliții sunt este foarte mic și la noi, în Iași, cum și în altă și în țară. Ați văzut cazul la Suceava, cum s-a întâmplat la Suceava. Da. Dar încercăm cu oamenii care avem și să încercăm prin aceste camere la vedere să putem opri acest vandalism. Da. Domnule primar, și încheiem cu subiectul vârstnici. Vârstnici, vreau să vă spun și pot sau înțelepții comunei. Vă spun cu regret, vârstnicii cam puțin la mine s-au cam dus. Vârstnicii s-au dus pe capete. Rar, puțin vârstnici mai am care, într-adevăr, au pensii, mai stau la copii, stau în preajma lor copiii care îi mai sprijină, dar vârstnicii sunt mici, sunt puțin la mine în comună. Nu mai am acei veterani de război. Poate că, da, da. S-au dus acești. Mă mândream cu acel veteran de război la ziua comunii, aduceam, îi decoram, îi... Asta e situația acum, asta e... Acum aduceți da. Copii talentați să-i aducem, premiați. Îl aducem la ziua comunii pe domnul general Chelaru. Domnul general Chelaru este figurul comunii Redu. Este cetățean de onoare al comunii Redu. Deci avem oameni care au plecat din Redu, oamenii noștri care trebuie să ne reprezinte aici la ziua comunii. Iată ce frumos! Domnule primar, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru participare și pentru veștile pe care le aduceți de acolo, de la dumneavoastră, de acasă. Vă mulțumesc și eu, doamna Mulă, și cu mare plăcere voi veni dumneavoastră. Și cu siguranță sper să ajungem cu sănătate să venim la zilele comunei la Redu. Dragi respectatori, am ajuns la final și vă mulțumesc că ați ales Telemia și emisiunea La Pas în județele Moldovei. Sunt a dumneavoastră Mona Popovi și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Coafura prezentatoarei a fost realizată de Dona Carina.